Bun, dacă tot ești gravidă, hai să vedem dacă o să am băiețel sau fetiță. Hello, hello, gorgeous people! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube, bine v-am regăsit la un nou clip în care testăm tot felul de nebunii. Azi m-am hotărât să fiu o șoricică și tocmai mi-am dat seama că decorul din spatele meu nu se potrivește absolut deloc cu fața mea, urechile mele, și așa mai departe. Acolo e mov, aici e galben. Ok, hai că am schimbat fundalul. Nu prea mulțumită de ce a ieșit, ca să fiu sinceră, dar whatever. Să trecem la clipul nostru, în care vom testa aplicații idioțele, stupizele, ciudățele, nașparlii și așa mai departe. Vedem ce găsim. Am downloadat deja câteva. Age Scanner Detect. Trebuie să ating și să țin pentru un moment ca să-mi detecteze ce vârstă am. Ok, cine știe ce vârstă am? Puneți pauză și scrieți în comentarii. Înseamnă că mă urmăriți de ceva vreme. Să spun după aceea. Ok. Doamne, cum face? Ah, 21 de ani, ce drăguț ești! Nu, am 33. Aș vrea să am 21, dar am 33. Ok. Hai să mai încercăm o dată. Asta îmi place. Dacă mi-ar fi dat 45, nu mi-ar fi plăcut. Dar așa că m-a făcut mai tânără, chiar îmi place. Bun, hai să vedem. Mai putem încerca o dată. Mai încercăm o dată. Am mai crescut în câteva minute. Oricum, e bine că mă face mai tânără. Bun, hai să încercăm altă nebunie. Ah, dragoste scanner. Asta cred că îți spune dacă ești compatibil cu cineva. Ok, ia să vedem. Ar trebui să pună pe ecran degetul doi parteneri. Eu o să pun degetul de la mâna dreaptă și degetul de la mâna stângă. Și o să văd dacă eu cu mine sunt compatibilă. Cred că nu. Socoteală. Ok, acum îmi arată rezultatul. Ce să vezi, s-ar putea să fiu 100% compatibilă cu mine. Dragoste eternă, o să mă iubesc pe veci. No, vrutai tu a crede. Vezi că o să mai încerc cu cineva, fie cu soțul, fie cu Ryan, să văd care ajunge primul acasă. Și să vedem ce zice și dacă mai încerc un partener. Bun! Ok, animal look. Aplicația asta îți spune cu ce animal te identifici. Hai să vedem. Start. Sunt femeie. Sunt albă. Oh, iar reclame. Ok. M-a scanat? Nu știu. Trebuie să-mi fac o poză. Bun. Ok, da. O poză. Ok, mai au nevoie de niște informații. Habar n-am ce înseamnă 6 plus feed. Hai să zicem că au mai puțin de atât. Ok, iar start. Iar mă pune să fac aceeași chestie. O viață. Ok. Iar îmi dă o reclamă. No. Start scan. Era foto. Hello! Doamne, dusă, dusă. Bun, îmi place că și pozez. Și acum ar trebui să dau show results. Ah! Z-o maimuță! Doamne, deci nu credeți o maimuță. Păi, deci mor... Da, fix. Aia eu. O maimuță. Mă, sincer, mănânc banană aproape fiecare zi, deci nu-i departe. Hai că mai încercăm o dată. De data asta vreau să fiu o leoaică. Doamne, deci cred că de la galbenul de la ochi m-au făcut ăștia maimuță. N-are nicio legătură, dar... Start. Female. White. Above. Poate tot maimuță mă fac ăștia. Hai, deci mor cu reclamele lor. Camera foto. Ok. Ok.
Și acum hai să dăm 6 feet plus. Sunt cai! Deci nu cred! Vai, deci cai sunt animalele mele preferate. M-am făcut ca! Ce fericită! Da, sunt o calomaimuță! Yeah! Yeah! Ok, până acum îmi place clipul ăsta. Dacă vă place și vouă clipul și vreți să mai fac, să mai testez și alte nebunii, să-mi dați un like, pentru că e prima dată când fac un clip de genul ăsta și, sincer, până acum chiar mă distrez. Ok, hai să vedem ce mai avem pe aici. Filmează chestia asta, da, filmează. Bun, să-i dăm drumul. Deci, animal sunt o calomaimuță, mă bucur de chestia asta, maimuțele, pentru că sunt funny și simpatice și calul pentru că e maestuos. Sunt maestuoasă ca un cal și proastă ca o maimuță. Ok, mai am o chestie care prezice vremea bună pentru U, steluță, steluță. Cine are vârsta care trebuie, înțelege ce vreau să spun. Sincer, o să mă uit care e treaba cu aplicația asta, dar s-ar putea să trebuiască să cenzurez niște chestii. Ok, să vedem ce scriem. Welcome to Fu Weather. Hai că îi spunem Fiki Fiki. Welcome to Fiki Fiki Weather. Deci scrie aici. This piece of shit is a real weather app. It uses your... Ah, bun, deci am înțeles. Are un limbaj din ăsta mai obscen în care îți spune cum o să fie vremea. Super funny. Ok, permiteți. Spune așa. You shall not pass, you effing weather front. Oh, shit, this doesn't work. Adică amenințările. Those shitty clouds are coming anyway. Ok, și mai departe, that effing temperature is neither cold nor warm. Better see it yourself. Îmi place aplicația asta, cred că o să o și păstrez. Nice. Ok, mai avem o aplicație care necesită jejețelul și îi spune finger light detector. Ok. Un degetul și o să-mi spună dacă spun adevărul, poate spun adevărul sau mint. Să mă gândesc la o chestie. Sunt superbă. Sunt superbă. Superbisimă. Ok, maybe. Ok, să vedem. Îmi zice că da. Bine, asta e ce cred eu despre mine. Eu cred că sunt superbisimă, nu înseamnă că e și adevărul absolut. Ok, nici măcar nu cred despre mine că sunt superbisimă, dar sincer îmi place de mine cu machiajul ăsta. Not bad! Ok, hai să vedem totuși, să spun altă minciună. Ok, stai. Așa. Am 3 copii. E adevărat. Nu, am doar unul. Dacă eram bărbat, aș fi intrat la bănuiel, dar fiind femeie, știu sigur că am doar unul. Ok, hai să vedem ce alte aplicații mai am. Mai am niște aplicații pe iPhone. Am un iPhone răblăjit, vai de capul lui săracu. Și am două aplicații care se găsesc doar pe iPhone. Și nu știu cum să fac pentru că nu reușesc să instalez un screen recorder pe telefonul ăla vechi, de pe vremea lui Pazvan de Chioru, dar hai să-l aduc să văd, poate reușesc să-i fac o actualizare, pentru că nici măcar actualizare nu vrea să-și facă. Săracul e vai de capul lui. Am schimbat camera ca să pot să vin mai aproape și să vă arăt ecranul telefonului. Nu reușesc nici cum să instalez pe nebunia asta, vechitura asta de telefon. Deci uitați-vă în ce hal arată aici, ciobit, e vai de capul lui. Dar am reușit să downloadez două aplicații super interesante. Ok, hai să le vedem. Acestea sunt cele două aplicații și o să începem cu aceasta, care ne spune dacă sunt sau nu gravidă. Ok, ia să vedem. Arată așa. Îi dăm continuare și trebuie să pun degetul aici. Ok, am pus? Bun. Bun. Ce scrie? Ce e asta? Reclamă. Oh, ești gravidă!
Acea, Doamne! Na! Hai să mai facem o dată. Ok, hai să punem celălalt deget, îl punem pe acesta. Scanează oare? Scan your finger. Păi... Deci acum de ce nu mai merge? Ia! Mi-a apărut, stai să iasă reclama. Cred că mi-a apărut iar... Yes! Iar îmi spune că-s gravidă. Well, who knows? Se mai întâmplă și accidente, deci cine știe. Ne auzim peste o lună și vă spun dacă e sau nu e. Sau peste vreo 2 săptămâni. Bun, dacă tot ești gravidă, hai să vedem dacă o să am băiețel sau fetiță. Ok, așa arată aplicația. Îi dăm aici. Ok, deci trebuie să dau data mea de naștere și data în care a fost conceput. Să zicem că l-am conceput ieri. Done. Să vedem previziuni. Ah, o să am tot un băiețel! Oh, ce drăguț! Trebuie să-l anunț și pe soțul meu. Să-i spun că o să mai avem un băiețel. Ok, cam asta e tot. Mai am câteva aplicații din astea idioțele, dar am zis că pentru astăzi e suficient. Dacă vă place clipul, dați vă rog un like și o să mai fac clipuri de genul ăsta. Eu una m-am amuzat super mult, chiar a fost o plăcere să-l filmez. Și da, cam asta este tot. Șoricica voastră își ia la revedere, deși eu cu vocea mea asta de canal numai șoricică nu uz. Adică am o voce așa de groasă că... Numai cu un șoricel nu m-ar putea confunda lumea, dar never mind! Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit! Vă pupicesc și ne vedem în curând la un nou clip! Mua! I'm such a loser!